Zi-mă zi, Serghei. Deci ești. Cum începe emisiunea? Deci cum începe? Cu imaginea pe recolteul mare. Da, tot timpul. Eu spun bună seara. Mă atacă fiind virgin și face sex foarte rar. Eu cred că o parte vie din aia de sus o mai ar și încăpățână pe acolo. Cine? Mă atacă, ești tonalist mic. Eu încep cu bună seara și o arată pe... E rătățelul mare, dar sistematic imaginea. Și eu ca o spun bună seara. Da. Da. Eu nu spun nimic. Tu nu spui nimic. Eu mă uit așa pe ziarele și de mâine. Și ce ne spui tu de mâine ziarele de mâine? Și ce ne spui? Spun că din păcate, uite, citesc clicul primul înaintea cancanului, pentru că așa mi se pare normal. Ce știi un articol scris de Aurelia ca să... Nu, vă citesc doar titlurile. Păi spuneți-mi că vă recunosc eu ce ai scris de mine. E vorba de starea lui Șerban Ionescu, care pe mine, sincer, mă mișcă foarte tare. Un actor care mi-e place extraordinar de tare. Și în afară de voi, de ziarul Click, nimeni nu mai publică despre el. Nimeni nu, adică suntem atât de acaparați de acest scandal Oana Zăvoranu Pepe, încât nu ne mai interesează. România nu se mai mișcă, în România nu se mai întâmplă nimic. Da? Eu nu-mi pot da seama, ultima oară ce când am scrie, văzut, domne, că nu-și mai mișcă nici măcar mâinile. Și totuși, acum câteva luni când a fost dezvăluirea asta, când a fost cu Georgeacu la televiziune, spunea că mai mișcă. În câteva luni o să-și revină, spuneau și medicii. Deci ceva e nasol acolo. Da, probabil s-a agravat. Uite, chiar să dau pe articol, să vedem... Despre... Asta chiar e o chestie foarte nasoală. Foarte nasoală. Și eu țineam la el și... Hai să nu vorbim la trecut. Păi nu țineam la el și... Mă refer la verbe, știu că nu sunt cocalarul. Eu cu verbele sunt mai complicat, da. Zice așa, starea actorului se... Vai, dar cum arată, nici mă pot uita, Doamne. În vara anului trecut, Șerban Ionescu a fost mușcat de o căpușă după ce au făcut un set de analize. Medicii au spus că a contactat boala Lyme, o borelioză cu manifestări neurologice, cardiace și articulare. Potrivit așa, actorul urmează un tratament dur cu antibiotice, dar semnele de ameliorare întârzie să apară. Starea artistului se înrăutățește pe zi ce trece, iar în acest moment el nu-și mai poate mișca nici măcar mâinile. Nu mă pot spăla, nu pot face igiena intimă, nu pot mânca singur, nu mă pot ridica, nu pot umbla, sunt legat de o persoană. Mai folosesc doar 1% din mine, a declarat actorul într-un interviu, iată, m-am înșelat, acordat emisiunii Happy Hour. Dar dacă, mă rog, eu n-am văzut emisiunea, arată îngrozitor. Câte știu, el nu a fost depistat cu această boală de la început, pentru că am văzut niște explicații de curând, de când a început să iasă lumea la grătar, domnul străinul Cercel a și spus, cum simțiți o pișcătură, o chestie, mergeți neapărat la doctor, indiferent dacă sunt mai bine să vi se facă niște analize. Dacă bușele sunt de 1000 de ani, cum a fost întâmplat? De 1000 de ani s-a mai schimbat clima, s-au schimbat virusii, s-au modificat, nici gripa de acum 1000 crezi de ani. Crezi că în regie se ceartă cineva? Sunteți o televiziune animată, mi se pare normal. Da, nu mă întrebam doar atât. Așa. Da, el n-a fost depistat. Ma ta că ai fost prins? Nu a fost depistat boala de la început și de aceea cred că a evoluat foarte... Că am înțeles că dacă este depistat de la început, ai ceva mai multe șanse ca să nu ajungi... Nu și-au dat seama că a fost mușcat de căpușe. Da, da, nu a fost de la început, nu și-au dat seama de la început și de aceea a evoluat... și au intrat pe medicamentație dură când era deja un pic cam târziu. Și probabil eu îmi doresc din tot sufletul ca el peste câteva luni, eu știu, să se gândească la acest episod ca la un episod dură din viața lui și să fie bine, să-l vedem din nou pe scenă. E cum toată lumea își dorește, nu? Chiar un om simpatic, un om deosebit, un actor bun. Și... Un actor foarte bun, da. Da. Și un om care face ceva deosebit a făcut în viața lui. Și... Pe cum arăta filme făcute? Și... Da, da, da. Filmul lui de referință e rolul Ion, nu? Din... Și tare, înalt, robust, adică nu era... Da. Atletico Madrid a cucerit Europa League. Doar asta ai citit din Click, doar asta te-a atras. Da. Articolele lui... Articolele mele nu le-a citit. Dar ce ai scris? Zitul, dar nu poți să le dai. Zitul, ce ai scris? Stai că să mai mă gândesc ce am scris eu. Am scris un articol foarte bun, dar nu ți-l zic. De ce? Ca să nu... Ca să dai tu seama, că sigur nu o să-l citești dacă stau bine să mă gândesc. De ce? Păi... E despre cineva care nu-mi place? Nu, este de cineva care îți place. Cine? Zim! Despre Pepe. Ce ai scris? Păi nu, dacă te uitai acolo... Dar nu cred că a apărut, nu e în primele patru acolo. Nu? Nu.
Ți-am dat foc. Deci nu e în capetele de ziar. Ba da. E de bine despre Pepe? Nu știu. N-am înțeles. Au abdatat în schimb cei de la Cancan. Magda Catone și-a însoțit partenerul de viață doar până la ieșirea din bloc. Vezi scandalul? Șerban Ionescu dus de altă femeie la spital. Pădiți slăbici în imposibilitatea de a-și folosi mâinile, actorul a fost consolat pe tot drumul către unitatea medicală de o prietenă care i-a vorbit și l-a mângâiat adesea pe față. Sunt scene cum a ieșit din imobil însoțit de soția lui Magda Catone. Mă rog, își dau cu presupusul de ce nu l-a dus femeia la spital. Cam astea nu sunt subiecte, că omul e în suferință. Imagini de groază, rezultate de vis, uite cum arată silicoanele Vicăi Lupiții, am tăiat puțin și gata buzunarul. Mă rog, că și-a făcut... Deci da. Am ajuns să prezentăm la televizor operația Vicăi Pițurcă, minut cu minut. Foarte interesant. Cristina Rus, umilită la un eveniment monden, nu i s-a rezervat loc deși fusese invitată. Diana Dumitrescu se pregătește să facă un copil. Adică s-a spălat sau cum? Ce titlu e? Da, să pregătesc. Era să zic acum. Era să zic m-am dus la floci. Da. Să mă certam cu lumea. Amiran e dator 6 milioane de euro la bănci. Eu tot timpul când văd un cine? Amiran. Ăla cu cazinoul din Merion. Când văd un material despre oameni de afaceri, știu. Nu s-a dat bani. De-aia apare. Totul despre... Nu sunt rea, sunt... N-am lucrat. Despre ce avem să scriem, nu? Acolo. Și omul luase un... Da, mă, bravo. Jos, care făcea da. De bani. E, ăla luase de la Rea PPS. Da, cu bani grei de bani tot de tot, da. Luase un spațiu de la Rea PPS. Cum se numea terasa? Nu mai știu nici. Că avea un nume... Da. Argentina, parcă. Nu, Argentina e o țară, nu mă păcă. Auzi cu calarul ce cultură are. Auzi, și mai era și Argentina Medici. Luase omul de la Ministerul... Cine era Argentina Medici? Nu știu. De la Locato luase... Stai, mă, să zic! Sportivă, mă, cea mai mare sportivă. De pe vremea ta, mă. Păi și vremea mea nu știu. Vremea ta a trecut. Ești un cocalar bătrân. Mă scuz, nu știu, chiar nu știu ce sport. Atletism. Hai, mă, face mișto. Cum? Era o atletă. Atletă. Adică chiar nu știu. Campioană mondială, campioană europeană. Prin anii 70, nu știu când a fost. Acum nu mă rog cu anii. În fine. Dar să zic cu ăsta, cu... Zine, domne, cu calitate. Bă, și-a luat un spațiu de la Ministerul de Externe pe Chiselef, șmecher o casă. Și când luai un spațiu de la un sediu din ăsta Locato, îl luai în scop propriu, adică n-aveai voie să-l subînchiriezi. Da, domne, știu. L-a subînchiriat a cincea oară și ajunsese banca ING acolo. Sediu principal Banca ING. Mai Banca ING acolo. Păi tot pe manevra asta e. Ia fii atent. Statul român prejudiciat cu 12 milioane de dolari în vremea aia pe an, din chirii. Scriu cu Savaliuc prima parte a materialului. A doua zi, în loc să apară continuarea, am apărut noi cu poză pe prima pagină că am fost grav să acționați pentru abateri de la codul deontologic. Roșca ne-a chemat, ne-a dat o primă. Ce, bă, băieți, gata, nu mai scrieți partea a doua, nu știu cât ne-a dat prima atunci, 1.000.000, oricum erau salarii fabuloase la ziua, pentru că, hai să fim serioși, orice ziar e corect și televiziune până la interesele patronatului. Da, libertatea corect. De exprimare este îngrădită până la interesele... Ceamă, dar nu e când e un om bolnav și asta și da, aici, ziar da. La mine plecasem de la știrea cu Amiran. Ăștia, iată de ăștia sănătoși. Ăla chiar săracul are belea. Îți vezi, mă, ce belea mai mare vrei să ai să ia rămâi... Mult. Câte mesaje primește a niciunul? Pe le șterg. De ce șterg cine mesajele? Este copilul? Nepotul meu la care mâncam bomboanele. Ați înțeles, dragi telespectatori, copilașului mănâncă bomboanele. Păi bănică m-a pus iau bomboanele. Este fiul Smarandei. Te-ai împăcat cu Smaranda? Nu. Dar cât de ușică ce te-a pus Smaranda? Am și informatori. Cine e? Cine ar fi putut să-mi zică mie? Georgian. Vezi? Hai mă, vă dați, ne dăm încât prietenii acum la televizor. Păi, ca să știi lumea cine mă toarnă. Ca să nu mai zic că se duce și el la toate emisiunile și povestește. Ia fii atent, dezvăluiri la Cancan. Cu... Gata mă, s-au certat astea, Veronica Cara și Zăvoranc. Nu cred. Zăvoranca a fost... Nu cred. Aseară eu am prezentat, Oana Tăcut aseară, eu am prezentat personajul ăsta, Veronica Cara, vă mai spun ceva, o vedetă din... uite, asta poți să preiei tu un click, îți dau în exclusivitate. Dumnezeu, o vedetă din România, adică Tudor Chiril, a fost cărțuit vreo 2 ani de zile de această femeie, care îl urmărea la concerte, în Vama Veche, în aia, deci disperată. Are niște... Că ești în emisiune. Bun. Veronica Cara dezvăluie că Oana... Să vorbești direct în emisiune. Aurelia,
Hai să... Da. Veronica Acara dezvăluie că Oana Zăvoranu a fost distrusă în ziua Salam, suminii lui direct, Pepe. Te rog, lasă-ne. Lasă-ne, domnule, cine e? Salam, reghetor. Păi și te uiți la noi acum sau ce? Cine-i, domne? Salam de la Londra, să uite la noi și băi, salam, te pup. Cine poate să ne... Hai, lasă-ne salame că suntem în direct. Hai. Hai, pa. Ce... S-aude la aia în casă. Hai, dar cum, îl cheamă Salam, Salam sau... Salam, domeni, știi că dacă mă cheamă Cocalaru... Păi Salam era unul singur. Salama meu, mai tare că Salam ăla. Da? Bun. Domnule, vrei să-ți povestea cu Salam la Londra? Da. Ca să bucure și acolo? Da. Salam al nostru a ieșit și n-a nimerit bimbecul și s-a dat jos la capătul metroului, poveste de el. Domnule, când am intrat acolo, se împușcau negri cu albi. Și zice, ce-ai făcut Salame? Te-ai lăsat jos? Am întrebat, unde-i bimbecul? Ăia s-a oprit, i-a arătat, Salame a plecat și a continuat în împușcături. Nu cred. Vă, ce oameni serios, ce am... Dar... Zine cu Hara, ți-a făcut Salam care ne-a sunat în direct. Da, vine că, auzi, dar unde-i Tache? Unde a dispărut Tache? Dom'le, Tache nu mai vorbește cu noi, nu știu ce. Dar nici eu nu știu de ce. Dacă cineva... Tu mă faci pe mine... Deci dacă ăsta știe să dea un SMS, îți dăm cârciuma. Știu. Vă zic, mă, cu Cara! Zine, dom'le, că ne-ai nebunit. Am vorbit, zice, Zăvoranu a fost distrusă în ziua cununiei lui Pepe. Am vorbit la telefon de la ora 12 până a doua zi la 11 dimineața. Am trecut record, eu am vorbit cel mai mult 8 ore cu Zăvoranca la telefon. Nu poți să închizi. Deci nu poți să-i spui, nu mai am baterie. În fine, după dezvăluirile pe care ea le-a făcut la Cancan TV despre Oana Zăvoranu, paranteză pe 15 milioane de lei vechi, Veronica Acara are parte de zile care au dat-o peste cap. Dar psihologul vedetelor, în ghilimele totuși psihologul, că înțeleg că nu e psiholog, n-a făcut, n-are diplomă, mi-a zis Stoian aseară, că nu poate prezenta o diplomă. Și la care vedete? Mă rog. Supărată și obosită, confidenta Oanei Zăvoranu a explicat că nu poate explica ce îi se întâmplă. Frumoasă exprimare în cancan. Sunt nedormită de 48 de ore. Sunt nespălată pe cap și la fund, cred eu. Hara? Zice Cara. Și din respect față de public îmi cer scuze. Mă văd în monitoare și mă sperii. Mai bine, mă rog. Uite așa face. Sunt dezamăgită. După aia se ia cu toată lumea, mă implică și pe mine și iar mai îmi trag un proces și cu psihologa asta. Nu am fost și nu voi fi psiholog la televizor. Al contraveni unor reguli. Relația nu e una terapeutică. Eu întreb, băi frățioare, Oana, cum ai ajuns tu să-i mărturisești ăstea cele mai mari secrete ale tale? Cum ai cunoscut-o? Și îmi zice, mi-a dat un SMS frumos. Zic, păi așa ți-a dat și Melissa, mă, și Vanessa. Tot pe SMS, ursora noastră, ce frumoasă ești, te ajutăm noi. Zic, care e diferența între abordare? Cum poți să răspunzi unui om? Păi și eu primesc, mă, zeci de mesaje frumoase. Pe Facebook. Și o primești de amenințare. Răspund și atât, dar nu mă întâlnesc cu așa. Mă rog, da, ne întâlnim cu oamenii ăia. Cu unii, da, pe, dar mai treci prin niște furși caudine, vezi dacă sunt ok sau nu. Ajung să spun secretele vieții mele unui om pe care îl văd de două ori în viață. Cine știe unde, Doamne, atât mă să ajunge. Nu am fost și nu voi fi psiholog. Ar contraveni unor reguli. Relația nu e una terapeutică. Eu îi trimit la psiholog. Cu Ana am avut o intervenție. Deci tu ești asistent medical la psihologie. Cu Ana am avut o intervenție de scurtă durată. Am cunoscut-o în 2004, în Media Pro. Era de atunci o persoană tonică, sinceră, spunea glume. Așa a zis și de Stoian, că îl cunoaște din 2000 și Stoian mi-a zis, bă, o cunosc de un an. De-aia scrie pe blogul, cunosc pe Stoian de nu știu câți ani. Am crezut că adevărul e că în lumea asta se învârc bani. Femeia o fi gândit, prind așa 3-4 vedete cu psihologul Serghei Mizil, și Serghei Mizil zice, da, Mara, un psiholog deosebit, m-a pus pe picioare, aveam probleme, acum zâmbesc chiar, 20 de fraieri de acasă mă caută pe mine pe internet să le dau și lor sfaturi, să devin și psiholog. Înțelegi cum așa câștigă bani? Nu mă înțelegem. Nu, pe mine ceea ce m-a distrat cel mai tare, l-am văzut-o la... Dar l-am văzut mult, am văzut că foarte puțin la Cancan TV și era... Oana vorbea, vrea să se apuce să povestească ceva și Veronica spune, Oana, cum se vorbește acum, ești în siguranță? De ca și cum, dacă n-ar fi fost ea pe canapea lângă Oana... Uite-te, Oana, te mai întreb o dată, ai totală încredere în mine? Bănică! Auzi că tot n-ai vorbit pe partea asta. Vrei să ne jucăm de a uite-te în ochii mei? Nu. Stai puțin să-ți arăt. Ia, dă-te la o parte. Dă-te, mă, hai, fii regizorul. Dă-te, mă, dă-te, mă, sus. Cum i-a spus ăla? Ia, vino și fii regizor. Ia. Vai. Ia. Uite-te. Pune-l, mă, să facă. Uite-te în ochii. Uite-te în ochii mei. Așa. Vezi, mă, că și el tot așa. Era una care avea doi ochi tatuați aici și o luase un prieten de-al nostru. Și aia am făcut repasie, zice, uite-te în ochii mei. Și ăla în loc să așa, hâț. Păi da, dacă n-am văzut ochii acolo, ce se fac? Păi nu pot să-ți arăt. Că nu-i are.
Bă, dar n-aveți... Băi, ce-i cu tine, mă, hai, duc, te credeam mai... Mă, dar sunt foarte, dar... Deci, ia dezbracă-te! Deci... Ia dezbracă-te și n-ar trebui ce... Aia, dar până la o sânză, că acolo deja e grele. Hai, mă, că nu ești... Mai dau încă un ostu. Și o sânză ce e? Slănina aia, de care tu ești ardelean? Ha? Tu ești ardelean? Da, sunt o corcitură din aia mai ciudată de mama ardelean, că tata bihorean. Ah. Ești bihorul în Ardeal? Nu, este... Ăla e bihor, bihor. Mama e din Beclean. Bihor e chiar creșteană. Nu e domnul. Nu, bihorul e bihor. Exact, acum unde? Păi sunt ghihoreni, sunt bănățenii care... Bine ați venit pe National Geographic, da. Continuă. Nu, e creșteană. Stai că Cocalaru era profesor de geografie. Păi să mă puțin. Nu e creșteană, păi ce? Bihorul e creșteană. Domnule, eu vreau să mă sune Salam. Salam e mai sunere din Anglia, domne. Stai că ne sună acum. Deci eu am stat acolo... Cu taxe inversă, vă rog. Acolo am fost, vezi că tu, dacă ești din Bihor, cum spune la cartofi? Acum îți spune de engleză, lasă. La roșii cum le spun? Torodici. Ai văzut, bă, că... Da, știe. Da, poftim. Salam din Anglia. Poftim, vorbește cu Salam. Cu taxe inversă, vă rog. Cântă-ne, domne, și nouă. Dar nu cântă ăsta fură. Păi a zis că nu cântă ăsta fură. Domne, stai că... Alo, bună ziua, domnul Hoț. Nu-i face, mă, că mă eleavă de acolo. Aoleu. Domnul Salam, dar așa e când v-ați dus să vedeți Bing Ben-ul, se împușca o ea? Ilegalități mare aici la Londra. Cum? Ilegalități mare aici la Londra. E bun Salama nostru. Candidați la vreo funcție publică în diaspora din Marea Britanie? Da. Vedeți să nu vă scape telefonul. Între țâțe, la asta vă referiți? Mă, de-aia mi-era și mie frică. Vreți să vă bag mai aproape de mine, domnul ăsta? Salam, îl bagi pe tot acolo. Da. Dacă îl bagi. Vă fac cunoștință cu Matacă, știți? Matacă? Pe Matacă, îl știți? Da, stau acolo toți adunați, mă fac. Vă dă ăsta în gât, domnul. A zis că dumneavoastră la Londra vă ocupați cu furtul de diverse obiecte. Eu nu cred așa ceva. Știu că sunteți artist, că pictați, că vă place foarte mult să mergeți la muzee, pentru că ați pus ochii pe vreo două tablouri și dacă le luați, vă faceți om și dumneavoastră și familia dumneavoastră. Dar nu e, mă, ține televizorul. Zi să dea televizorul încet. Salame! Alo! Ce faci, domne, zi? Vă, auzi ce faci, domne? Vă vizionăm, domne. Cât sunteți la vizionare? E? Ia-le bani. Sunteți, și că sunteți doi și că suntem într-o celulă. Da, dacă se duce pe la madame... Ați dat cod? Bine, Salame, hai, pa! Auziți? Da. Să nu mai facă gălăgie. Care restaurant? La care restaurant? La ce? N-auzi că te-ai... Cam al meu că te dai în stambă acolo. Ești cunoscută și la Londra. Îi dai seama. Bine, Salame, hai. Pa. Hai. Avem grijă de noi, dar hai, pa. Ai vorbit și cu Alex Pănet? Întreabă-l cu ochii. Cum Alex nu mai vorbește la telefon, numai Pănet. Întreabă-l cu ochii, hai, pa. Dacă ziceai că, măi, eu sunt, vorbăresc toate cele, dar de obicei când sunt unele subiecte, nu-s genul care să mă bag ca musca. Domnule, nu băgăm toate subiectele, tu vezi că vorbim cu toată lumea, păi... cu blugii, cu... Da, nu, dar era vorba de... Care suntem doar doi, că suntem în celulă. Dar el a zis că suntem în celulă? Păi n-am zis eu. Înseamnă că e pontos. Hai să vă zic 11 lucruri haioase pe care nu le știați despre finala de azi. Ci că deoarece au jucat două echipe din Spania, imnul competiției a fost interpretat de Fuego. Nu cred. Regele Juan Carlos a spus că vrea și el să vină în România ca să se întâlnească cu omologul său, Hagi. Dar cine a scris asta? Sunt poante pe net. Da. Prințul Felipe și-a programat deja o întâlnire oficială cu prințul Cristea. Mulți dintre suporterii spanioli care s-au plimbat prin București și-au luat ca amintire portofelul sau telefonul înapoi. Autoritățile au organizat locuri speciale de bătaie între suporteri, unde au prioritate cei cu antecedente penale. Locurile au fost păzite de jandarmi ca să nu apară incidente.
Ca să nu mai apară probleme pe Național Arena, la pauză s-a schimbat și gazonul. Pentru că sunt două echipe de limbă spaniolă, partida a fost difuzată pe postul Acasă TV. Borcea a văzut că Bucureștiul e plin de suporteri în alb roșu și s-a bucurat așa de tare încât chiar i-a scăzut mercurul din sânge. Asta a fost bună. Știind că finala Europa League are loc în capitala României, mulți suporteri străini și-au cumpărat bilete de avion pentru Budapesta. Gigi Becali a luat la el niște jucători într-o valiză și a încercat să-i vândă antrenorilor celor două echipe spaniole. Arbitrii finale Europa League s-au interesat dacă în țara noastră toate meciurile durează 27 de minute, apropo de meciul de aseară, da, Cluj cu Cluj, și dacă această regulă se aplică și la partidele internaționale. Foarte urâtă seară. Și ultima, jandarmeria a promis că va bate absolut gratuit, în speranța că în felul acesta va atrage și pe viitor suporterii din alte țări. Da. Apropo de faptul că spaniolii și-au luat ca amintire portofelele și telefoanele înapoi, eu aș fi fost foarte fericită dacă spaniolii mi-ar fi adus și mie portofelul și telefonul înapoi. Băi, uite, în telespectatorii pe Facebook, la telefon, într-adevăr, a fost adevăratul salam. Florin Salam nu este adevăratul. Adevăratul salam. Ăsta e salam al nostru, cinșe. Salam? Dar tot e vorbă, nu? Tot de culoare, normal, nu? Nu contează culoarea. Păi, nu contează culoarea. Ce vreau să spun, dar ție, poate în Spania ți-au furat portofelul și asta tot ai noștri. Mă, n-aș putea băga mai. Era în Ibița, ca pot să acolo umblai mulți ai noștri, că știi. Vezi că mă învârt în aceste mijloace. Da. Deci eu nu știu. Nu știu, dar oricare ar fi poate ajuns când m-am incident. Curat în Spania m-am întors în două săptămâni, mi-a furat alt de la România. Păi, dar chiar câți bani să dau? Câte milioane? Înseamnă că te predispui la furăciune. Nu, că de atunci, slavă Domnului, nu mai am pățit așa ceva ca să mor. Ți-au furat actele în Spania sau în România? Da, în Ibița. Da, românii toți. Mă, nu știu că eram chiar, da, am făcut întotdeauna mișto, haz de necaz, că am fost prodată în Spania, în Ibița, în zona bună, în zona de lux. Păi, unde se ciordește? Vrea să meargă. Unde stai, mă, nu, dar unde ai impresia că poți să ieși cu siguranță la o terasă, nu? Adică, mă, când vin la cena, mă gândesc că nu pot să pățești ceva rău. Ca și cum aș duce, nu știu, într-o bodegă din, nu știu, din Ferentari. Da, da, în Ferentari mai șanse mai mici să te furi decât la un restaurant unde nu te aștepți. Corect. Da, mă rog. Eu am interpretat greșit. Eu am avut o experiență asta cu românii. În Blue Sergei am povestit la Paris că nu mai aveam bani la noi, colindasem toată ziua și am ajuns și pe la Notre Dame și nu știam dacă e cu intrare sau nu. Și în fața una cerșea și m-am dus direct la ea, surioară, e cu intrare aici. Nu, e sora mea, nici n-a ridicat ochii de jos. Iar în Barcelona eram pe Rambla și a venit una așa cu să întindă mâna. Ea zicea în spaniolă foarte bine, ce zic, ai pleacă mă, nene, că n-avem, da, exact așa, pe tână, ai pleacă mă, hai gata, fă. Și a plecat, înțelegi? La metrou tot români erau, adică... Vezi, și eu când am fost ultima dată la Paris, am luat metrou sau mă rog... În Madrid mi-a cântat unul la acordeon, numai de-aia moldovenească, a mers până la capăt cu el, mi-am dat vreo două, deci am râs la atentate, foarte hai. Legat de moldovenească, la Stockholm, la stația de metrou, erau trei românoși ce cântau moldovenește, de așa, la greu, fratele meu. Foarte bine, unul din cumnații mei, care nu mai este în Dumnezeu odihnească, era la New York, i-a furat valizele, înțeleg, și au prunut doi cestezi cu Serghei, cum la valizele. Că vă se mizim! Să mor eu! Dar n-a venit cu valizele din prima! Ce sunteți cu Serghei? El a cumplat. Ia fi atent că se ia Jurevicius de noi. Bă, ești nebună. Ce-ți mai place să ataci oamenii? Și ar putea să spună ce treabă ai tu de te bagi în seamă. Cine, adică, domnule? Veronica. Veronica. Aurelia Petrache, mâncaie păsărica, zice Sergiu. Nu, Veronica, că rimează, Jurevicius. Aurelia Petrache este în plus, degeaba acolo. Nu e, asociarea nu e corectă, în plus, degeaba. Ori în plus, ori degeaba. Dacă era corectă, putea să vă contrazică. Dar ce să-i ceri? În America, doamna Petrache, este adevărat că vedetele se droghează, se duc la dezalcoolizare, dar nu se bălăcăresc ca la noi. Dar tu de unde știi, mâncați în suflet? Sunt totuși oameni cu bun simț, ceea ce tu nu ai și vorbești doar ce-ți convine. Ia sau cu ea? Eu, dar nu știu la ce subiect se referă. Cum să n-aibă bun simț că eu știu pe Aurelia și eu știu ca o doamnă? Nu contează. Bă, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Dar nu știu la ce se referă. Cu ce trebuia să vă contrazic? La ce subiect trebuia să vă contrazic? Scrie-ne unde trebuia să ne contrazică. Că nu-mi dau seama.
Aurelia și n-am fost de fiecare dată de acord cu voi. Aurelia e o fază cu bun simț, o ziaristă care, din punctul meu de vedere... Uite cineva și Cara este omul care te trimite la psiholog, bună meserie are. Ea e numai turnătoare, ascultă și varță la televizor. Și totuși proastă decât credeam, pot să o storc și de niște bani. Dar de Bianca a vorbit foarte urât pe blogul ei. Prostituată, n-ai văzut capatul sa seară? Băi, deci e incredibil, femeia șopârlă, femeia fără ADN, cea mai urâtă femeie din România, femeia fără expresie, prostituată. Și Bianca chiar... Păi și intră Bianca, îi citește capatul, femeia de plastic, îi citește toate astea și zice, da, acum și-a schimbat părerea, este prietena mea, este psihologul meu, eu am încredere totală în ea, zici că le spară, zici că e da. Bivolarul. Și capatul zi, și ce ai învățat de la ea? Să fiu tolerantă, să ier lumea. Atunci toți ziariștii de acum înainte care te vor jigni și te vor face femeie din plastic, iartă că ești tolerant. I-a dat-o, s-a supărat un pic capatul, știi? Nu știu, oricum da. E efemeră Cara asta, n-are... Eu nu știam, n-am citit blogul, Veronica, chiar n-am citit blogul niciodată. Ne-a scris la unde trebuia să facem și... domnul. Cine, domne? Burebista ala. Nu ne-a scris. Auzi, Mara, scuze că-s rău, dacă tătă e așa de mare sculă pe basculă, tantea aia de care pomenești tu, crezi că reușește să trateze și un nebun ca mine? Ei, cum? Dar nu, păi să mă trimite la 2, 3, 5, 10 psihologi tăți odată. Dar nu trebuie luată în derâdere profesia asta. Eu nu iau în derâdere, eu chiar aș vrea să mă tratez, că lumea zice că-s nebun. Dar nu ia, pe ea, ea a și recunoscut că nu e psiholog, nu? Păi nu, dar e intermediară către psihologi. Păi, dacă e așa de bun, să mă trimită pe mine la 10 psihologi. Dar tu ai nevoie de ea ca să te trimite. Du-te tu singur, dragă. Păi da, dacă are referințe bune și știe să trimite unde asta cu diplomele. Că la un moment dat zice, dom'le, să vină cu o diplomă, făcea. Tu ai făcut jurnalismul, vii cu o diplomă, dar la fel vine cu o diplomă. Și numai așa, și eu am făcut teatru și vin cu diplomă. Și zic, bă, dar ce legătură are diploma? Nu-i contestă nimeni. Și el în pauză îmi zice, are legătură diploma? Că nu are o diploma. Adică e ca și cum eu m-aș la televizor și zice că sunt economist. Ca să te las mută. Da, nu, cum să profesia pui... respectivă nu poți să fii neapărat... autodidact. Dom'le, a citit, cum să nu, sunt oameni care nu au avut școală și au citit și au avut... Aia e altceva și au publicat autodidact. Autodidact, păi dar eu ce fac, hai să... Am mare talent în medicină, hai să scot apendicele. Exact. E același lucru. Cu creierul te poți juca dacă știi. Și să iei bani pe asta? Pe aia care stau, în munți și fac toate, au vreo diplomă. Frățioare, trăim în România, în București. Ne-am născut între Carpați. Din nefericire. Deci nu există. De ce, dragă, că este chiar fain. Ca să te poți juca cu creierul, e chestia de antrenament și de asta. Nu trebuie neapărat să ai diplomă. Și mă îndoiesc că toate vedetele din Statele Unite, stai că eu încă procesez, au bun simț. A zis omul, zice, la subiectul cu pițipoancele. Nu vă supărați că vorbim și noi. Pace. Nu mă supăr, dar la subiectul cu pițipoancele, eu v-am contrazis doar pe ideea că în Statele Unite nu curge numai lapte și miere. Dar n-a zis nimeni că curge lapte. Dar nu mă uite, Kim Kardashian și familia asta Kardashian, eu îi văd pe... Măi, familia Kardashian e un brand de pe care să fac un rău face bani. Sunt maimuțele cele mai bune la ora actuală pentru presa din state. Și au scos linia vestimentară, orice e, gata, băgăm Kardashian și toate cele. Și acum 2 ani a fost scandal cu Britney care a fost arestată, cu Paris Hilton care a fost arestată. Într-adevăr, vorbim de pițipoancă la alt nivel, pentru că una e să o numești pițipoancă pe Paris Hilton, care este multimilionară, miliardară, și alta e pe, nu știu, oricare de la nu noi, dăm, că noi, că nu certăm dăm numele. Și noi suntem prieteni cu toate. Noi ne ducem, nu știu cum o să facem vineri, avem tot două zile de naștere. Care sunt două, că eu știu de nu pot să zic, că una e petrecere surpriză și n-avem voie să dăm. Am fost invitați de soția cuiva acasă și el nu știe. Adică e un pițipong? Nu. E un băiat, un domn la care noi ținem foarte mult și eu și Sergei. Iar după petrecerea de acolo, mergem la forță, se știe, Andreea Tonciu. Da. Anul trecut i-am organizat eu ziua de naștere. Vezi, când a venit cu... Să-i spui dinainte să lasă șpaga la ospătar. Că anul trecut n-a lăsat. Am înțeles, s-a certat iar cu Mită, definitiv. Da, la fiecare cearta lor a fost definitivă. Nu mai știu, care e situația acum? Acum situația e că ea stă la mama, el stă acasă. Da.
Dar de ce s-au certat? Că voi ați dat primii. Noi am dat primii. Eu am dat primii. Da? Că s-a supărat pe mine. S-a supărat. Ți-a zis special. Nu spui unui ziarist cu care nu ești prieten. Nu, nu, nu. De fapt mi-a zis ceva de genul. Mi-a zis că a plecat de la... de acasă. I-am zis, mă, dar ce te-ai zis? Alo, făi! Am plecat de la asta, bă, că nu mai suport. Stai puțin. Știi cum a zis Panciu? De acasă zice și... una, ci că vorbești cu... zice mie, nu, să nu spui fă. Păi nici colegii nu spun fă ce ești prietenă cu mine. Colegii mele, da. Ai zis că tu nu ești prietenă, tu nu ești sor mea sau prietena mea, ca să-i zic fă. De ca și cum era o chestie faină, da. Îmi place mult, da. Nu, mi-a zis că a plecat de acasă, a plecat că a vrut să stea mai mult la mama ei și mama ei, și mintea este că dacă te duci la maică ta, acolo să rămâi, nu te mai întorci. Și eu am dat titlul, într-adevăr, eu am dat titlul că Mita a contat de acasă și s-a enervat cum să iasă Mita în avantaj. Nu, cum adică să mă gonească de acasă, că am plecat eu de acasă. Și n-am văzut reacție ca aia, dar atunci mi-a fost mie la suflet. Bă, dacă eu nu mai mă putem abține de râs. Când, mă? Când a bătut-o pe aia, mă? Pe cine a bătut-o? Pe aia de la... Apă Bambi? Da. Dar nu recunoaște că a bătut-o. I-a dat un pumn în pauză, cum să nu, pentru că eram acolo. Dar aia mă cănit-o pe... Eu eram aici, aia acolo, și eu mă cănea pe Tonciu. Și Tonciu a zis... Bine, adevărul e că nici Tonciu... Tonciu nu este chiar atât de... Ea pare ea pe... Și s-a făcut ei imaginea asta de mahalajoaică, de nu știu ce. Ea nu e chiar... Ea stă numai în biblioteca Academiei și citește. Da, lângă Cristoiu. Nu, mi-a zis ceva ce nu-i convine da, cât. Și mie mi-a zis Cristoiu că are scaun lângă ea de 15 ani. Are scaun lângă Cristoiu. Cristoiu are scaun între ea și Sergiana la și nu știu dacă la anul mai prind abonament. Și încă ești ocupat de mine. Nu, nu asta am vrut să zic, vă rog frumos. Măi, dar ce prăutași suntem. Eu nu am vrut să spun așa ceva. N-ai vrut, ai zis. Nu, am vrut să zic cum să spun, ea nu atacă de bună voie și nesilită de nimeni. Nu, până la urmă pe Raluca. N-a atacat de pe emisiune. Până la urmă ea pe Raluca nu s-a dus ea să-i zică făi ce tâmpită ești. Cum să-i zică fă, tu n-auzi că fă zice numai la prietene. Deci nu s-a luat de ea pe nepusă masă. În condițiile în care iubitul tău sau tu primești non-stop de la fosta iubită SMS-uri și telefoane și la miezul nopții, hai mă că era să sare e țară. Domnule, aia a agresat-o verbal. Eu știu ce i-a spus. Ce? Nu a spus niciodată până acum. Cu Constanța, cu subtul, cu toate alea, că eu doream acolo între ele. Pauză, revenim. Pauză, abac mă gând să suge, să dă pauză. Cum așa? Păi facem ce vrem, dar ce crezi că le dă cineva pauză? Uite că ne-au dat!